Bun găsit, stimați telespectatori! Ne aflăm la emisiunea Viața Gorjului și vorbim astăzi cu domnul profesor Ion Pavelea, directorului școlii gimnaziale numărul 1 Urdari. În primul rând, bine ați venit în studioul nostru. Mulțumesc pentru invitație și pentru onoarea care mi-o acordați. Vrem să spunem telespectatorilor încă de la început că nu e întâmplătoare vizita noastră în studioul nostru, ci dumneavoastră ați derulat în ultimile zile un proiect educațional de mare amploare care a implicat foarte multe școli, a implicat mai multe județe chiar, a implicat un cor foarte cunoscut în țară și chiar în lume și multe alte lucruri. A fost un proiect educațional de impact cu mii de beneficiari până la urmă și asta aș vrea să ne spuneți, mai ales că învățământul românesc, să spunem așa, nu beneficiază în fiecare zi de o asemenea desfășurare de forțe. Și pentru că la începutul acestei săptămâni, Inspectoratul Școlar a organizat o întâlnire, să spunem așa, cu directorii de școli la Colegiul Național Spiru Hared din Târgu Jiu. La această întâlnire, să zicem așa, o parte cea mai importantă sau partea de gală a fost acest concert al coralei din Maramureș pe care dumneavoastră ați, prin, să spunem, datorită dumneavoastră au ajuns acești muzicieni foarte talentați la Gorj. Sunt evenimente care ne-au atras atenția, telespectatorii noștri o să vadă și imagini de la acest eveniment. Cu ce să începem? Haideți să ne spuneți puțin despre acest proiect educațional, pentru că nu este la prima ediție, ci la a doua. Vreau să vă spun de la început că acest proiect educațional s-a născut dintr-o idee puțin, să zicem, interesantă. Practic, titlul proiectului este De la noi la Hordou. Pentru cei neavizați, Hordou este de fapt denumirea veche a comunei Coșbuc din județul Bistrița, satul natal al poetului George Coșbuc. Denumirea de Hordou provine dintr-o maghiarizare a numelui satului. Așa cum știți din istorie, maghiarizarea a fost impusă însăși prin dictatul de la Viena. Satul în accepțiunea maghiară s-a numit Hordo, adică tradus pe românește de țăranul transilvan, Hordou. De ce de la noi la Hordou? Pentru că până în 1915 Coșbuc a poposit pe meleagurile Gorjului datorită faptului că n-a putut să meargă în ținutul său de andrag lui. Tocmai datorită asupririi austro-ungare și el fiind transfug în România, în vechiul regat. În 1915, se știe că datorită unui accident stupid de automobil, Alexandru Onicufiu și-a pierdut viața pe câmpul de la Tămășești. A fost momentul de cumpăn al vieții poetului, care i-a grăbit de fapt și sfârșitul. Noi, dascăli de română, iubitori de literatură, iubitori de clasicismul din partea literară, ne-am gândit să inițiem și să desfășurăm bienal, să zic așa, acest proiect. Întrucât el implică niște eforturi deosebite, implică școli din mai multe județe care urmăresc să refacă tocmai acest traseu al poetului din țara Năsăudului, pe Valea Sălăuței și a Someșului, la București și spre ținuturile Gorjului. Și, de fapt, să conștientizăm copiii noștri, prin ceea ce le spunem, de ce a ajuns Coșbuc aici, ce l-a determinat, cine l-a adus și cu cine a avut contacte strânse. Da, până la urmă, acest proiect îl menține
menține memoria trează vis-a-vis de acest mare poet al tuturor românilor, de o parte și de alta a Carpaților, și puneți un punct mare și anume asupra faptului că George Coșbuc este cumva și gorjan, atât timp cât a fost la Tismana și a creat la Tismana destul de multe opere și în același timp și prin acest eveniment nefericit de care vorbeați, sfârșitul tragic al unicului său fiu. Dar, spuneam, acest proiect ne-a atras atenția și printr-un alt fapt, că acest drum spiritual până la urmă din Hordou și până la Târgu Jiu și până la Urdar, dacă vreți, sau chiar în aula de la Colegiul Național Spiru Haret, a fost străbătută de un cor foarte cunoscut la nivel de țară, la nivel de, chiar la nivel internațional. Despre ce este vorba? Și un cor, ca să încă o paranteză, un cor vechi ca Unirea, deci înființat chiar în anul Marii Unirii. Ca să fiu sincer, păi noi în proiectul acesta avem trei secțiuni. El se numește proiect interjudețean de creație literară, artă tradițională și schimburi de valori culturale. Din start se poate vedea cu ușurință că are trei secțiuni care cuprind elevi, cadre, specialiști și formații artistice de renume cu care comunitățile să intre în contact. Acum legăturile de prietenie vechi dintre mine și dirijorul corului au făcut posibil această legătură și aducerea lor aici. Ei au mai fost în Gorj. La prima ediție din 2011 am avut ansamblu de copii, stejarul de la școala din Finteuș, care au prezentat la Urdari un amplu program artistic de factură folclorică în care au pus în evidență datini, obiceiuri și doritorii pot să vadă pe YouTube un dans maramureșan și un obicei de nuntă din țara Chioarului. Se mai păstrează așa cum am văzut pe internet. Deci a fost unul din punctele sau un rezultat al proiectului din 2011. Cu siguranță, inclusiv poate această emisiune vorbește despre rezultatele acestui proiect din 2013. Însă, pentru cei care ne privesc și care sunt în lumea școlii, unde resursele financiare sunt cum sunt, poate mulți vă admiră și din această perspectivă. Faptul că ați reușit să aduceți un cor de 30 de oameni, sau cât sunt ca membri, care înseamnă un efort, au fost aici în Gorj, au mai fost la Dolj, au mai fost, deci un complex de manifestări, care până la urmă și costă. Chiar dacă, să spunem așa, nu, aceste spectacole nu se fac cu intrare sau mai știu eu ce altceva care să aducă și finanțe. Păi, cum să vă spun, un asemenea proiect, de asemenea anvergură, nu se poate desfășura decât cu sprijinul unor oameni de suflet care să finanțeze, să sponsorizeze. Și vreau să vă spun că la loc de cinste se numără primăria și Consiliul Local Urdari. Fără sprijinul lor, să fiu sincer, nu știu dacă se putea realiza a doua ediție. Fără sprijinul parohiei Strâmbarjiu, a mănăstirii Strâmbarjiu, a Maicii Starețe Marina, o personalitate marcantă atât în cultura laică cât și în cea religioasă. Vreau să vă spun că membrii corului de fiecare dată când vin în Gorj sunt găzduiți la mănăstirea Strâmba. Cum să zici, ei au devenit niște oaspeți familiari ai mănăstirii și cred că dacă ar descinde o dată în Gorj și nu ar trece pe la mănăstirea Strâmba, nu știu dacă ar pica bine măicuților. Deja, cum să vă spun, s-a creat o legătură de suflet între cei din Finteuș și măicuțele de acolo. Cu atât mai mult cu cât, vreau să vă spun că aproape 8, dacă nu mă înșel, 8 măicuțe sunt maramureșence de pe Valea Izei, de la Iud.
Și iată legăturile sufletești, chiar dacă îmbraci haina aceasta monahală, el în adâncul și în străfundul sufletului rămâne. Da, alte legături pe lângă cele de care vorbeați noastră în acest proiect educațional. Deci, iată, așa, de asemenea, tot în proiect este prinsă ca partener Mănăstirea Tismana. Nu uitați că acolo se află vitraliile donate de Coșbuc în memoria lui Alexandru. Deci, nu întâmplător ne ducem noi acolo, ca altfel. Putem reface în totalitate drumul. Un alt partener interesant în proiect este școala de la Cerneț din județul Mehedinți. Și o să mă întrebați, dar de ce? Păi Nicu de Miloșescu, de unde a fost? Da, atunci există o explicație. Vedeți? Din Cerneții Mehedințului și noi în parteneriatul pe care l-am încheiat cu școala de la Cerneți, două doamne admirabile, atât directoarea doamna Rață, cât și consilierul educativ de acolo, s-au oferit să ne primească și să ne ofere tot ce au mai bun și mai frumos, scula lui Tudor, o biserică de pe vremea lui Grigore Nica, să vedem. Noi ne-am oferit să-i primim și să le oferim tot ce oferă, tot ce se poate vedea în Gorj. În Gorj. Cu precădere, documente și dovezi despre trecerea lui Coșbuc pe aceste locuri. Legăturile strânse cu tipograful Nicu de Miloșescu, care a fost primul tipograf al lui Coșbuc, iar în Muzeul Gorjului se află și acum tiparnița, din câte știu. Da. Și revenind la Muzeul Gorjului, este prins ca partener? Da, am văzut printre partenerii. Și este prins ca partener și Muzeul de Etnografie de la Curtișoara, pentru că vorbim și de artă tradițională aici, nu numai de Coșbuc pe o singură filieră. Nu, e un proiect de anvergură, un proiect care a adunat foarte multe forțe, care a însemnat foarte multe activități. Haideți să trecem în revistă care au fost activitățile mai importante. Bineînțeles, pentru noi și cea mai vizibilă, fiind astăzi, fiind cea de la începutul acestei săptămâni, atunci când s-a desfășurat acel spectacol dedicat elevilor de la Colegiul Național Spiru Haret, dar și directorilor de unități școlare din județ. Vreau să îmi permiteți să fac o corectură. Proiectul este în desfășurare și noi ne aflăm acum la prima activitate. Datorită faptului că oamenii de la Fideuși trebuie să-i prindem într-un răgaz de timp ca să vină, asta înseamnă în cel puțin 4-5 zile din programul lor, am făcut puțin niște inversiuni în planificarea activităților și am trecut schimbul de valori culturale, punți peste Carpați, prima, pentru că la ei o să urmeze o perioadă atât de aglomerată de filmări și de obligații față de sponsorii care stau în spatele lor, că nu e ușor să realizezi ceea ce realizează oamenii aceștia. Trebuie bani enorm de mulți, timp, răbdare, nervi, sute de ore de repetiții în spate și de aceea noi am recurs la o inversiune în activități și i-am adus prima dată aici, la Gorj. Am înțeles. Proiectul are în derulare schimburi cu școala de la Cerneți. Vizează activități cu școala de la Salva din județul Bistrița, pentru că originile familiei Coșbuc sunt în Salva, mama poetului fiind, cum se zice la noi în Ardeal, sălăuancă, născută acolo. Următoarele popasuri vizează activități și legături cu școala George Coșbuc și cu muzeul, pe care, să fiu sincer, îl cunosc foarte bine, sunt de acolo. Cu complexul muzeal Bistrița avem legături, iar pentru că Valea Sălăuței este declarată
zonă protejată cuprinsă în calendarul UNESCO, am apelat la Colegiul Național Silvic Transilvania ca să ne prezinte, de la Năsău, să ne prezinte această zonă, considerând că sunt singurii specialiști din domeniul învățământului cu care putem lucra pe această temă a protejării zonei din punct de vedere ecologic și tot ce doriți. Ele sunt multe activități, vizează vizite ale școlilor partenere la noi. Noi să ne ducem la cu copiii, cu grupul țintă, aproximativ 50 de copii. Iar toate aceste manifestări, toate aceste acțiuni nu pot fi posibile numai datorită unui singur om. Am în spate o echipă care vizează toate cadrele școlii. Absolut toate. Și colegii mei, colegele mele manifestă interes. Vă spun și acum, vineri seara am avut o sală arhibină, peste 300 de oameni, părinții ai copiilor, intelectuali și mai vechi și mai noi, să zicem așa, într-un mod impropriu, invitați și fără un aport al colegilor în spate, o echipă care să știe să răspundă cu promptitudine, să fie pe, cum s-ar zice, cum zicem noi în termen mai liber, pe felie, pe fiecare, pe bucățica lui, și fără o primărie în spate și un consiliu local, nu faci nimic. Da, această echipă, vă spuneam adat, și cum spuneați, iată doar prima parte a acestui proiect, cea cu schimbul de valori l-am avut acum în aceste zile. Dacă această parte a fost atât de reușită, cu siguranță și celelalte se vor derula la aceiași parametri, probabil. Mă gândesc că dacă am început sub un asemenea, sub asemenea exigență, mă gândesc că nu o să facem un pas înapoi în privința asta și că o să ne menținem cel puțin la acest nivel. Haideți să vorbim puțin de acest cor din Finteușu Mare, Maramureș. Acest cor bărbătesc care, spuneam, e vechi ca Unirea, adică are 95 de ani și care a susținut spectacole de la din țările vecine nouă și până în Franța, chiar la ambasada României, după cum spuneați dumneavoastră în sală. Pentru telespectatorii care cunosc poate mai puțin activitatea acestui cor sau n-au fost până acum atrași de muzica pe care o cântă acești oameni, spuneți-ne câteva despre istoria lor, pentru că e o istorie foarte interesantă. De fapt, putem să spunem, fără să exagerăm, că spectacolul ținut în fața profesorilor și elevilor de la Târgu Jiu a fost o adevărată lecție de istorie. Domnul Cornel, ce se întâmplă? Corul ăsta vine dintr-un sat, cum am spus-o chiar și în scenă, sat pur românesc și ortodox. Dar un sat micuț, un cătun, este, practic. Deci, nu este o chestiune să existe, să zicem, o tentă de naționalist sau de ceva. Nu. Ei au fost dintotdeauna români adevărați. Și ortodoxi. Și ortodoxi. Acolo nu există niciun alt cult religios de o altă factură. Sunt 700 și vreo 40 de suflete. Satul este mic, extraordinar de primitor, cu școala în mijlocul satului. Și ce m-a impresionat când am descins la ei după ani de zile cu un grup de copii într-un proiect educațional, într-un proiect pe mediu, pe granturi, câștigat de școală cu ani în urmă, unul prin 2007, dacă nu mă înșel, domnul Cornel, pe școala din mijlocul satului scria doar atâta: școala din Finteușu Mare. Nici o gimnazială, nici o generală, nici un nume, nici un nimic. Școala. Și legat de școală, căminul cultural. Legat de școală. Satul este mic, cum am spus, dar
discutând și cu alți colegi și cu alte personalități, dacă n-ar exista acest cor, nu știu dacă finteușenii ar mai fi finteușeni. A fost, cum să spun, o metaforă. Satul este așezat undeva în sudul județului Maramureș și aparține administrativ de orașul Șomcuta Mare. Este ținutul Chioarului, o zonă folclorică foarte interesantă, o interferență între codru, folclorul de pe Valea Someșului, se duce undeva spre Groșii Țibleșului și Alăpușului, de unde vine fărcașul Dumitru Dobrican, mari taragotiștei ai țării. Coboară oarecum în cântecul lor Valea Someșului dinspre zona păunilor, o zicem noi, adică Valea Săruții și Năsăutului, care este bine cunoscută prin portul popular, în special bărbătesc, de păuni. Acea celebră pălărie, clop cu păuni. De aceea este interesant ceea ce cântă oamenii aceștia și costumația lor este foarte interesantă și se duc totuși în cântecul lor și spre nuanța Maramureșului istoric, zona Vâizii, partea aceea de Borșa, mă înțelegeți? Așa. Primul concert l-au susținut în 1918 în Șomcuta Mare, centrul districtului Chioar, unde românii erau adunați cu micul mare și așteptau cu înfrigurare să primească vești de la Marea Unire, de la Alba Iulia, unde trebuia să se ia hotărârea de făurire a României Mari. Când în sfârșit s-a anunțat consfințirea Marii Uniri, din piepturile finteușenilor, la acea dată, conduși de inimosul dirijor Nistor Dragoș, mare personalitate a finteușului, au izbucnit acordurile cântecului de atâția ani zăgăzuit pe al nostru steag, e scris Unire. Vreau să spun că din acel moment corul de la Finteuș a devenit promotorul cântecului patriotic. Ce pot să vă mai spun? Că de-a lungul anilor acest cor s-a lansat într-o misiune artistică și de educație permanentă, așezând în repertoriul lor cântece care vizau pur și simplu renașterea și menținerea în conștiința poporului a dragostei de neam și țară. Și vin cu întrebare. Oare câți mai sunt ca ei astăzi? Mai sunt, dar puțini. Și mai interesant, apropo, de câte generații ar fi audrea, exact. Câte generații s-au succedat exact. În acest cor, dar direcția a rămas cea națională, cea patriotică, dar și cea folclorică, absolut. Pentru că spectacolul a fost... Da, vreau să fac o paranteză. Dintre cei care i-au văzut pentru prima dată în 2011, m-au întrebat unde sunt veteranii. Ce se întâmplă? La ei există o permanentă reînnoire a membrilor corului. De data aceasta au venit cu foarte mulți tineri. Pentru că dacă nu schimbi din mers generația bătrână cu cea tânără, pădurea bătrână se uscă și cea tânără, dacă nu este alimentată, nu-și găsește locul. Da, foarte interesant. S-a și văzut, telespectatorii pot vedea pe imagini pe membrii acestui cor și se vede că generația tânără reprezintă, să spunem așa, o bază exact. De la care se poate pleca și construi o nouă istorie. Exact. Vreau să vă spun că în acest cor cântă oameni de la 82 de ani până la și merg înapoi în vârstă, coboară până la 17. Am observat în cor și am vorbit cu colegul și prietenul meu, Andrei Dragoș, are 3 copii de 16 ani. Da, foarte interesant. Deci are o generație... Și au niște voci extraordinare, curate. Și vreau să vă spun că fac parte dintr-un liceu, la Șomcuta Mare, un liceu de factură tehnologică, ca să zicem așa, unde muzica nu mai este predată ca disciplină într-un grup comun. Știm, un liceu nu se mai face și totuși,
Vocile sunt curate și este o adevărată bătaie la Fiteuș. Cine să facă parte cine din acest? Cine să intre în locul lui 1 sau în locul altuia. Și e o adevărată bătaie și o adevărată cinste să faci parte din cor. Bine, cred că e și o ocazie nemaipomenită de a vedea și alte locuri, pentru că acest cor, din câte îmi spuneați dumneavoastră, a făcut, de câte ne spuneați, și atunci cu ocazia ședinței și acum înainte de emisiune, a bătut multe țări. Da, așa este. Ei sunt cunoscuți nu numai la noi. Vreau să vă spun că după acea perioadă de lansare a corului în 1918, ei au rămas până astăzi promotorii cântecului patriotic și de atunci în repertoriul lor s-au menținut cântece precum Românul, Ciprian Porumbescu, Doru Ardealului de Aurel Popovici, Răsunetul Ardealului de Învidu, Marșului Tudor. Ce se întâmplă? Foarte domnul, interesant. Ce se întâmplă? Vedeți dumneavoastră... Apropo de o nouă legătură cu Gorjul. Exact. Ei au urmărit să facă, să refacă o istorie a românilor, vorbesc, prin cântec, începând de la, dacă ați văzut în concertul de astăzi, Poporul Dacoroman. Și am mers prin istorie, au ajuns la Crăișorul Munților, timpul n-a permis să cânte și Marșul lui Tudor. Și să ajung în contemporanitate. Vreau să vă spun că odată la un concert coral, susținut de ei, cineva a zis: puteți să ne cântați și din epoca de aur? Da, și-au cântat. Dar zice, păi și unde este conducătorul? La cabinetul 1. Da. Nu s-a regăsit conducătorul în niciuna din piesele lor și vreau să vă spun că toată perioada asta comunistă n-a fost una nefastă pentru ei. Însă au refuzat cu îndrăgire să cânte despre partid și conducători și fiecare apariție a lor scenică a fost trecută la formații folclorice. Pentru că talentul lor a obligat conducătorii de atunci să-i bage în programe televizate, Antena va aparține, Antena Satelor, ceva de genul ăsta, în Cântarea României. Au fost la Cântarea României și să știți că n-a fost rea acea Cântarea României dacă nu primea o altă conotație. Apropo de aceste lucruri, din unele lucruri din epoca de aur, ele și-au dovedit viabilitatea după 1989. Să nu uităm că deja această Cântare a României se tot face, sunt atâtea emisiuni pe la televiziunile naționale, de la Vocea României la nu știu care Nextar și toate X Factor și toate celelalte, care merg tot pe aceeași idee pe care mergea Cântarea României. Iar ca să nu mai vorbim apropo de întrecerile sportive, de celebra Daciada cea atât de hulită pe vremea împușcatului și care acum încercă să o reînnoim chiar la nivel de Ministerul Tineretului și Sportului. Ministrul anunțând că o competiție de acel gen ar fi necesară în România. Păcatul nostru al românilor este un mare. Nu știm să preluăm la schimbarea de ștafetă ce este bun. Ne grăbim să distrugem. Da, și de fiecare dată luăm de la zero. Exact. Și asta nu ne face să nu progresăm cum ar trebui. Întorcându-ne la corul din Maramureș, spuneam că au văzut acești rapsozi, că putem să-i numim și așa până la urmă, acești oameni talentați, au văzut mai multe țări, au cântat pe diverse scene, mergând de la, să spunem așa, dintr-un rural, dintr-o comună și până la marile scene din unele țări. Nu, Cornel, ce pot să vă spun? Au văzut lumea oamenii ăștia și au fost aclamați fără cuvinte. Nu avem cuvinte cum să-i omagiem.
Vreau să vă spun că au văzut Polonia, au văzut toată Europa, Polonia, Ungaria, Germania, au cântat în Franța. Vreau să vă spun că ei promovează din 2003, de când la conducerea corului se află profesorul Dragoș, promovează un proiect Cântec din sufletul neamului și au avut concerte pentru comunitățile de români, că vreau să vă spun cu toată sinceritatea, noi românii când ne ducem la afară, ne ducem tot la conaționalii noștri și cântăm tot pentru ei, pentru că ei ne înțeleg cel mai bine. Că în sală, că într-o catedrală, vin și locuitori din zona respectivă, sigur, da. De altă națiune. Ne bucură, dar totuși, când ne ducem în afară, ne ducem pentru ai noștri. Și vreau să vă spun că au cântat pentru românii din Paris, la ambasada și la catedrala Sfinții Arhanghel Mihail, Gavril și Rafael. Au cântat la Toulouse, au cântat la Milano și Torino, în Agranda și Alcala de Henares, din Spania. Au cântat în Domul din Salzburg. Nu uitați că acolo e patria lui Mozart. La Cornou și Sion în Elveția. Deci au cântat. Au fost numai câteva din descinderile lor. De fiecare dată sunt chemați atunci când se sfințește o biserică pentru comunitatea de români dintr-o țară. Sunt chemați la concertul să facă acea sfințire și vreau să vă spun că ei oficează slujbe pe post de cor, a capela. Da, este impresionant, vă spun. Au oficiat o slujbă acum, duminică, la Strâmba, în Biserica Maramureșană de Lemn, într-o parohie mică. Numai cine nu are sentiment și trăire sufletească nu se emoționează. Am văzut oameni pe fața cărora se citea emoția profundă la cântecele religioase interpretate la liturghie. Este impresionant. Impresionant. Pe lângă acest lucru, pe lângă aceste țări pe care le-au colindat, vorbeați și atunci când le-ați făcut prezentarea celor din cor, de câteva distincții deosebite. Să spunem așa, iubitorul de muzică și din Gorj au putut veni în contact cu acest cor, nu numai prin proiectul acesta, dar și prin intermediul televiziunilor naționale. Pentru că ei sunt destul de des, chiar ne vorbeați recent de câteva înregistrări pentru TVR, dar ei au fost prezenți la marile, să spunem așa, întreceri. 10 pentru România, spuneați dumneavoastră, da, ceva. Da, vă spun, păi undeva în 2011 sunt deținătorii trofeului 10 pentru România. Deci nu-i deloc întâmplătoare o asemenea recunoaștere, pentru că aceasta s-a făcut doar prin votul telespectatorilor. Da. În 15 decembrie 2010, mă corectez, corul este distins cu diploma și trofeul 10 pentru România, cu precizarea, pentru perseverența și promovarea dragostei de neam și țară prin vechiul cântec patriotic. Că noi suntem sătui de cântecele patriotice astea. Parcă n-au sevă, parcă n-au vigoare, parcă n-au conținut textele. Că mai sunt cântece patriotice din astea mai noi și s-au practicat. Nu, da. De fapt îi cântă acele cântece care au traversat istoria, exact, care au însemnat, exact, ceva pentru generații și generații de români. Și asta e foarte important. Să făurim o țară nouă, să-i placă și lui Dumnezeu. Sigur. Vorbeam de acest proiect, de acest spectacol, de această recunoaștere a corului din Maramureș, un cor care, iată, vă spuneam, a avut foarte multe, foarte multe recunoașteri. Ce ar urma în acest proiect educațional? Am vorbit de celelalte două secțiuni. Ce, ca și activități? Veți merge acolo? Vor mai veni încoace? Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla, vă spun. Noi în proiect, cu
cum am stabilit și cu partenerii noștri, urmează să primim undeva în luna martie două școli din județul Bistrița, școala de la Salva și școala de la Coșbuc. Școala de la Salva are un ansamblu de copii extraordinar. Păunașul. Vorbind și despre acel teribil clop cu păuni. Și o să îi primim cu dragă inimă, mai ales că spre sfârșitul lunii martie noi derulăm, suntem prinși într-un proiect cu Omenius, învățare pe tot parcursul vieții și vom avea musafiri, 40 de musafiri din 7 state. Și exact în perioada undeva în jurul datei de 25 martie eu am să aduc aceste două școli și să suprapunem cele două proiecte, Comeniusul și proiectul interjudețean, ca vizitatorii, oaspeții noștri, în jur de 40 la număr, să poată duce peste granițele țării imaginea României alta față de cum suntem noi percepuți, adică mă gândesc la cea adevărată, pozitivă. Pozitivă, că mulți se întreabă și pun întrebări stupide despre noi și nu pică bine. Și am găsit de cuvință ca atunci să desfășurăm o activitate din secțiunea pentru copii, partea de tradiție populară. Copiii de la Urdari împreună cu cei de la Cerneci, împreună cu cei de la Negomir, ai colegului meu, Carcalicea, acolo unde este un ansamblu de copii extraordinari, conduși de inimosul învățător lui Can. Domnia s-a mai fost la mine în proiect. Vedeți? Și va fi o desfășurare de forțe extraordinar de mare. Nu va fi în aceeași zi. Parcursul unei săptămâni, după o planificare foarte riguroasă și ce vă spuneam înainte, dacă am în spate o echipă care să știe ce are de făcut, face nimic. Și fără comunitate, iar revin la comunitatea locală și fără autoritatea publică locală, iar nu face nimic. Și în spate o armată de colaboratori, de sponsori și. Știți. Da, și toate acestea merg însă spre un rezultat final extrem de interesant. Și rezultatul final se va materializa undeva în perioada 7-8 iunie, când se va desfășura concursul propriu-zis, că practic acest proiect se finalizează cu un concurs în care vor apare lucrările ale copiilor, comunicări ale cadrelor didactice legate numai și numai de Coșbuc. Și am chiar, la prima ediție am lăsat să vină fiecare cu ce a văzut. Nu e bine. Dacă tematica zice pe urmele lui Coșbuc, haide să venim cu comunicări, cu lucruri noi, inedite, dacă găsim. Coșbuc a participat și la Sfinții de Biserici în zonă. Nu spun unde, pentru că nu mai creează curiozitate, dar colegii dascării de acolo ar putea veni cu poze, cu imagini. Noi le avem. Vrem să vedem cu ce vin domniile lor în concurs. Cu creațiile copiilor, cu lucruri vechi care să prindă și să pună în valoare tradiția de a face o râșniță, de a face un depănător de torturi vechi și așa mai departe. De aceea și legătura noastră în parteneriat cu Muzeul de la Cortișoara, cu domnul Albinel Fidescu, neonorat și în prima ediție, prezența. Da, e o colaborare foarte, foarte strânsă. Îmi spuneați, am vorbit aproape toată emisiunea de acest proiect, am vorbit mai puțin de școala de la Urdari, nu în sensul că, până la urmă, în proiect are școala rolul principal. Absolut. Dar... Absolut. Ce ne mai puteți spune pe finalul emisiunii despre școala de la Urdari, așa cum dumneavoastră o conduceți de foarte mulți ani, că chiar dacă au mai fost întrerupe, practic i-ați marcat trecutul câțiva ani buni. Așa este. Am avut și un proiect pe granturi intitulat Pentru un mediu sănătos. Am adus beneficii prin acest proiect, atât materiale cât și spirituale. Copiii mei au văzut
Proiectul s-a finalizat cu o excursie în Maramureș, o excursie care copiii au călcat în câteva zile peste 1500 de kilometri. Am ajuns până la Săpânța, acolo, cum spune românul, unde se pune harta în cui. Și am trecut pe la școlile partenere din proiect, mai ales pe mediu. Și n-am mers numai pe mediu, ca să fiu sincer, ne-am abătut puțin în tematică și pe istorie. Am văzut monumentul de la Moisei, un lucru foarte mare. Da, și nu știu cât îl văd, să spunem așa, de-a lungul unei vieți chiar. I-am dus și pe urmele lui Coșbuc la Feldru, comună de care eu sunt legat sufletește, pentru că eu am lucrat cu ani în urmă în acea școală. Au văzut copiii mei cum se construiește o biserică, au prins-o la Feldru, au prins-o în faza constructivă și au văzut cum se pictează într-o biserică. Este lucru foarte, foarte rar de văzut. Au avut contacte cu, cum să vă spun, cu copii din diferite zone ale țării pe diverse teme. L-au văzut Sibiu, partea istorică a Sibiului. Deci, iată, pe urmă, am avut alte proiecte de natură folclorică, am avut proiecte de pe subiecte de istorie, deci în permanență colegii mei, prin parteneriatele care le încheie în școală, vizează această latură, că sunt dascăl ca și mine. Dacă nu mai te duci la clasă, e catalogul, îl deschizi, pui creta în mână, scoți copilul la tablă și îl taxezi în catalog. Dacă nu atingi natura sufletească, eu știu. Nu, dar până la urmă... Dar că totul rămâne ceva așa sec. Da, și orele se fac în fiecare școală, însă o școală devine, să spunem așa, o individualitate față de altele și rămâne și în sufletul copiilor prin acele activități extrașcolare, cum le numim noi, sau extracurriculare. Eu vă spun... Normal, dar nu credeți că noi suntem un colectiv absolut admirabil. Avem și noi greutățile noastre în școală, ducem și noi lipsă de destule, dar zic că școlile din Udare arată destul de bine, dotările sunt destul de bune, sprijin din multe părți și un colectiv didactic în care, dacă îmi permiteți, un spirit de glumă predomină partea frumoasă. Noi bărbații suntem pe cale de dispariție. Nu pe cale de dispariție. Nu, așa se vorbește despre bărbații din învățământ în general. Da, într-o minoritate, încât într-una din zile am avut cercul pedagogic al educatorilor și mi-am cerut permisiunea să ies. Fiind întrebat de ce, mi-am amintit de un fost inspector mare, valoare a învățământului Gorjan, domnul Șerbănescu, care ne povestea sub spirit de glumă prezența domniei sale ca inspector la educatoare la o ședință la minister. Intră o directoare din minister pe probleme de învățământ preșcolar. Bună ziua, bine ați venit, doamnelor, domnișoarelor și domnule. Deci noi suntem, partea bărbătească, suntem în minoritate, dar... cum să vă spun, numai așa. Pentru că știți, bărbatul niciodată nu recunoaște că este condus, el este autoritar. Da, sunt multe, da. Sunt multe lucruri care le-am putea discuta. A fost, vai, până la urmă, multe, o șuietă exact, la, care am, da, la care am discutat despre ce faceți acolo la Urdar și faceți bine și faceți cu rezultate, că se vede acest lucru, deci nu mai e nicio discuție și poate reușim ca în martie, când aveți această, să spunem așa, unificare de proiecte, această combinare de activități, poate reușim să fim și la fața locului la Urdari cu o emisiune. Și vă rog să vă străduiți cu precizarea să vă dozați eforturile financiare ca să veniți la noi. Ok. Noi vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune și lăsăm pe telespectatori să termine această emisiune pe câteva acorduri ale corului din Marea Mureș.